Oamenii sunt motivați de anticiparea recompensei, așadar, făcând obiceiurile atrăgătoare, te va ajuta să le menții. Am analizat cât de puternice sunt obiceiurile, cum se formează și cum poți folosi semnalele obișnuite în avantajul tău. Acum e momentul să discutăm despre partea recompenselor în construirea obiceiurilor. În 1954, James Old și Peter Milner au efectuat un experiment pentru a studia neuroștiința din spatele dorinței. Cu ajutorul electrozilor, au blocat eliberarea neurotransmițătorului dopamină la unii șoareci. Rezultatele au fost surprinzătoare. Șoarecii de laborator și-au pierdut pur și simplu dorința de a trăi. Fără dopamină nu aveau nicio dorință de a mânca, de a bea, de a se reproduce sau orice altceva. Doar câteva zile mai târziu, cu toții au murit de sete. Această poveste destul de tulburătoare ne spune un lucru. Dopamina este un motivator crucial. Atunci când facem ceva benefic pentru supraviețuirea noastră, mâncarea, băutura, reproducerea, dopamina este eliberată, iar noi ne simțim bine. Această senzație de plăcere ne motivează să facem din nou și din nou acțiunea aceea benefică. Dar ce are asta de a face cu construirea obiceiurilor? E bine, nu trebuie să facem de fapt activitatea plăcută pentru a simți răsplata de dopamină. Doar anticiparea de a face ceva plăcut este suficientă pentru a stimula eliberarea dopaminei. În sistemul de recompensă al creierului, dorința pentru ceva este la fel de importantă ca obținerea acelui lucru. Putem folosi asta în avantajul nostru. Atunci când construim noul nostru obicei, dacă facem ca acesta să fie ceva la care ne așteptăm cu nerăbdare, vom avea mult mai multe șanse să-l punem în practică cu adevărat. Aici aș vrea să prezint conceptul de temptation bundling sau gruparea tentațiilor. Este atunci când iei un comportament pe care îl consideri important, dar neplăcut și legi de un comportament la care ești atras. Acesta este modul în care poți folosi dopamina în avantajul tău atunci când construiești un obicei nou. Ia în considerare povestea lui Ronan Byron, un student la inginerie din Irlanda. Ronan știa că ar trebui să facă mai mult exercițiu, dar nu se bucura prea mult de antrenamente. Cu toate acestea, îi plăcea să stea pe Netflix. Așa că Ronan a găsit o soluție inovatoare. A conectat bicicleta sa de exerciții la laptopul său și a scris un cod care permitea rularea programului Netflix doar dacă pedala la o anumită viteză. Prin legarea exercițiului de un comportament la care era natural atras, a transformat o activitate neplăcută într-una plăcută. Nu trebuie să inovezi un sistem complex cu Netflix și bicicleta de exerciții pentru a pune în aplicare acest lucru în viața ta. Găsește o modalitate de a face cele sarcini importante, dar neplăcute, mai plăcute și vei fi într-o mare avalanșă de dopamină și vei crea în același timp obiceiuri pozitive. Dacă vei face un obicei să fie plăcut, va fi o modalitate sigură de a-l face să persiste. O altă modalitate prin care putem pirata procesul de construire a obiceiurilor este să-l facem ușor. Comportamentele noastre domină viața. Navigăm pe rețelele sociale sau amestecăm dintr-un pachet de chipsuri pentru că acestea sunt activități ușoare de făcut. Pe de altă parte, a face 100 de flotări sau a învăța o limbă străină nouă sunt ambele destul de dificile și necesită un pic de atenție și mult efort. Ăsta e și motivul pentru care nu ne simțim atrași de exerciții intensive sau de învățarea unei limbi străine în timpul nostru liber. Făcând ca comportamentele dorite să fie cât mai ușoare posibil, avem cea mai mare șansă de a le transforma într-un obicei. Și veștile bune sunt că există diverse moduri prin care putem face acest lucru. Primul mod este prin reducerea fricțiunii. Hai să vedem ce înseamnă mai exact lucrul ăsta. Autorul, James Clear, a fost întotdeauna nepriceput la trimiterea de felicitări. Soția lui, în schimb, nu rata nicio ocazie de a trimite o felicitare. Există un motiv clar pentru asta. Ea păstrează o cutie cu felicitări nescrise acasă, sortate în funcție de ocazie. Nu trebuie să meargă să cumpere o felicitare când cineva se căsătorește sau obține un loc de muncă nou, iar acest lucru reduce fricțiunea implicată în transmiterea uneia. Fricțiunea este un proces cu două sensuri.
Poți reduce fricțiunea pentru a transforma un comportament benefic într-un obicei, dar poți crește și fricțiunea dacă vrei să elimini un obicei rău. Deci dacă vrei să petreci mai puțin timp în fața televizorului, deconectează-l, scoate-i bateriile din telecomandă. Acest lucru va introduce suficientă fricțiune pentru a te asigura că te uiți doar atunci când cu adevărat vrei să faci asta. A doua strategie pentru a face un obicei mai ușor pe termen lung este ceea ce se numește regula celor 2 minute. Ne prezintă un mod de a face orice activitate nouă să pară gestionabilă. Principiul este că orice comportament poate fi redus la un obicei care poate fi realizat în 2 minute. Deci dacă vrei să citești mai mult, nu te angaja că citești o carte în fiecare săptămână. În schimb, creează obiceiul de a citi 2 pagini în fiecare seară. Sau dacă vrei să alergi un maraton, angajează-te că îți pui pur și simplu echipamentul de alergat în fiecare zi după serviciu. Regula celor 2 minute este o modalitate de a dezvolta obiceiuri ușor realizabile. Mici realizări care te pot duce către lucruri mai mari. Odată ce ai pus pantofii de alergare, probabil că vei ieși măcar la o plimbare. După ce ai citit 2 pagini, probabil că vei mai continua cu încă jumătate de fragment. A începe este primul pas și cel mai important pas către a face ceva. Ne apropiem de final, dar înainte de a termina, vreau să vorbim despre ultima regulă pentru a folosi obiceiurile pentru a-ți îmbunătăți viața. Iar pentru asta avem nevoie de o poveste. Este povestea unui cercetător de sănătate publică foarte de succes numit Stephen Luby. În anii 90, Luby lucra într-un cartier din Karachi, Pakistan. Și era excelent în munca lui. A redus incidența diareei la copiii locali cu un incredibil 52%. A redus de asemenea ratele de pneumonie cu 48% și rata de infecții ale pielii cu 35%. Care a fost secretul lui? Răspunsul este săpun bun. Da, ați auzit bine. Săpun bun. Realizările sale uriașe în domeniul sănătății publice au fost rezultatul unui săpun bun. Luby știa că spălarea pe mâini și igiena de bază sunt esențiale pentru reducerea bolilor. Dar nu se transformă în obicei doar să cunoști. Totul s-a schimbat când Luby a colaborat cu Procter & Gamble pentru a introduce un săpun premium în cartier gratuit. Peste noapte, spălarea pe mâini a devenit o experiență satisfăcătoare. Noul săpun făcea spumă ușor și avea un miros încântător. Dintr-o dată, toată lumea își spăla mâinile pentru că era acum o activitate plăcută. Povestea lui Stephen Luby ilustrează ultima și cea mai importantă regulă pentru schimbarea comportamentului. Obiceiurile trebuie să fie satisfăcătoare. Să faci comportamente bune să fie satisfăcătoare poate fi dificil. Asta se datorează evoluției umane. Astăzi trăim în ceea ce se numește un mediu cu întoarcere întârziată, adică cu efecte întârziate. Te duci la birou astăzi, dar recompensa, salariul, nu vine decât la sfârșitul lunii sau pe 15 luna viitoare. Te duci la sală dimineața, dar nu slăbești peste noapte. Din păcate, creierul nostru s-a dezvoltat pentru a face față unui mediu cu recompense imediate. Strămoșii noștri îndepărtați nu se gândeau la recompense pe termen lung, precum economisirea pentru pensie sau menținerea unei diete. Erau concentrați pe problemele imediate, precum găsirea următoarei mese, căutarea unei adăpost și rămânerea suficient de alert pentru a scăpa de tigri sabie din apropiere. Acest accent pe recompensele imediate poate încuraja obiceiurile proaste. Fumatul poate cauza cancer pulmonar peste 20 de ani. Dar, în momentul de față, eliberează stresul și dorința de nicotină. Satisfacția imediată din țigara ta va anula probabil costurile pe termen lung pentru sănătate. Tot ce înseamnă asta este că atunci când urmărești obiceiuri cu recompense întârziate, trebuie să încerci să atașezi o anumită satisfacție imediată lor. Ok, am învățat cum să construim obiceiuri excelente. Dar indiferent cât de plăcute și satisfăcătoare facem obiceiurile noastre, tot putem eșua în menținerea lor. Pentru a face ca obiceiurile noastre să persiste, se numește urmărirea obiceiurilor.
De-a lungul istoriei, mulți oameni au avut succes ținând evidența obiceiurilor lor. Unul dintre cei mai cunoscuți este Benjamin Franklin. Începând de la vârsta de 20 de ani, Franklin ținea un caiet în care nota respectarea a 13 virtuți personale. Aceste virtuți includeau obiective precum evitarea conversațiilor frivole și a face mereu ceva util. În fiecare seară, Franklin își înregistra progresul în fiecare domeniu. Poți urma exemplul lui Franklin privind urmărirea obiceiurilor, folosind un calendar simplu sau un jurnal și bifând în fiecare zi dacă te ținu de comportamentele alese. Vei constata că este eficient. Urmărirea obiceiurilor este în sine un obicei atractiv și satisfăcător. Anticiparea și acțiunea de a bifa în fiecare zi te va face să te simți bine și te va menține motivat. Următoarea recomandare este să dezvolți un contract de obiceiuri care impune consecințe negative în cazul în care nu reușești să rămâi pe drumul cel bun. Brian Harris este un antreprenor din Nashville și el lua în serios contractul său de obiceiuri. Într-unul dintre acestea, semnat de el, soția lui și antrenorul personal, s-a angajat să-și reducă greutatea la 80 de kilograme. A identificat obiceiuri specifice care l-ar putea să ajungă acolo. Acestea includeau urmărirea aportului alimentar în fiecare zi și cântărirea sa în fiecare săptămână. Apoi a stabilit penalități pentru neîndeplinirea acestor lucruri. Dacă nu urmărea aportul alimentar, aportul caloric, ar trebui să plătească $100 antrenorului său. Dacă nu se cântărea, ar trebui să ofere $500 soției sale. Strategia a funcționat, nu doar din cauza fricii de a pierde bani, ci și din frica de a-și pierde onoarea în fața doi oameni care contează pentru el. Oamenii sunt în fond animale sociale. Ne pasă de opiniile celor din jurul nostru. Doar știind că cineva te privește, poate fi un motivator puternic pentru succes. De ce să nu-ți stabilești un contract de obiceiuri? Chiar dacă nu este la fel de detaliat ca lui Brian Harris, ia în considerare angajarea față de partenerul tău, de cel mai bun prieten sau unul dintre colegii tăi. Dacă conveniți asupra unui set de consecințe pentru nerespectarea angajamentului, vei fi mult mai probabil să te ții de obiceiurile tale. Și așa cum am văzut, să te ții de un obicei pozitiv, oricât de mic, este modalitatea sigură de a obține lucruri mari în viață. O schimbare minusculă în comportamentul tău nu va transforma viața peste noapte. Dar transformă acest comportament într-un obicei pe care îl practici zilnic și cu siguranță poate aduce la schimbări majore. Schimbarea vieții nu este despre realizarea unor progrese mari sau revoluționarea tot ceea ce tu faci. Mai degrabă este vorba despre construirea unui sistem pozitiv de obiceiuri care, atunci când sunt combinate, duc la rezultate remarcabile. Folosește adunarea obiceiurilor unul peste celălalt, astfel încât să ai un obicei bun care se va lega de un obicei viitor. Să zicem că vrei să începi să meditezi, dar întâmpini dificultăți în a găsi timp. Încearcă să te gândești la lucrurile pe care le faci fără efort în fiecare zi, precum băutul de cafea dimineața. Apoi, adaugă noul obicei în acest mix. Angajează-te să meditezi în fiecare dimineață după ce termin cafeaua. Și construiește pe momentul natural care provine dintr-un obicei pe care îl ai deja.